Prorocul Ezechiel scrie, Și-mi zise mie Domnul, poarta, ușa aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nimeni nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat prin ea, de aceea va fi închisă. Sfinții părinți afirmă în unanimitate că acest text profețește fecioria Maicii Domnului și după naștere. Sfântul Ioan Damaschinul zice, Pură Fecioară rămâne, deci și după naștere fecioară, până la moarte. Această învățătură o mărturisesc deopotrivă atât Biserica Ortodoxă cât și cea Romano-Catolică. În mod oficial, pură Fecioria Mariei n-a fost pusă la îndoială nici de protestanți, dar, cu timpul, numeroși teologi din diferite ramuri protestante, iar mai nou, toți sectanții au respins pur fecioria Maicii Domnului, susținând că ea a avut și alți copii cu Iosif după nașterea lui Isus. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschinul spune căci cum ar primi să se apropie de bărbat aceea care l-a născut pe Dumnezeu și a cunoscut minunea din faptele care au urmat. Cugetarea unor asemenea lucruri nu vine dintr-o minte înțeleaptă. Sectanții susțin că Isus a fost doar cel din tâi dintre cei născuți din Maria, pentru că ea a mai avut și alți copii cu Iosif. Ei argumentează biblic și nu a cunoscut-o pe ea, Iosif, până ce l-a născut pe fiul său cel din tâi născut și a chemat numele lui Isus din Evanghelia de la Matei 1.25. Și alt text. Oare nu este acesta fiul teslarului? nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacov și Simion și Iuda și surorile lui oare nu sunt toate la noi? Matei 13,55 Dar sensul acestor texte este cu totul altul decât cel dat lor de protestanți și de sec. Aceasta se poate vedea din cele ce urmează. În primul rând, numele de cel din tâi născut se dădea, după modul de vorbire în Vechiul Testament, celui care se năștea cel din tâi, indiferent dacă mai era urmat sau nu de alți frați și surori. Așadar, Isus era cel din tâi născut, pentru că așa se numea copilul care deschidea pântecele și sale, chiar dacă mama nu mai avea și alți copii. Cât privește sensul cuvintelor, și n-a cunoscut-o pe ea până ce l-a născut pe fiul ei cel din tâi născut, expresia până ce indică doar punctul fix pe care scriitorul vrea să-l determine, având sensul că n-a cunoscut-o deloc până la nașterea lui Isus, dar nu determină nimic cu privire la ceea ce se petrece după aceea. Adică, nu arată că după aceea. Adică, după nașterea lui Isus, Iosif ar fi conviețuit trupește cu Sfânta Maria. În textul de la Matei 13:55, ca și în alte texte, este vorba despre frații și surorile Domnului, aceștia fiind chiar amintiți cu numele. Dar, la iudei, cuvântul frate se întâmplințează într-un sens mai larg de rudenie mai apropiată, de verișor sau chiar nepot. Acești așa zis frați au fost verișori ai lui Isus, mai exact verișori de-al doilea, căci Sfânta Fecioară n-a putut avea o soră bună, dreaptă, cu același nume, deoarece tradiția nu amintește de așa ceva. Maria lui Cleopa, mama acestor așa ziși frați, n-a putut să fie decât verișoară primară cu Sfânta Fecioară Maria, iar copiilor ver de al doilea. De aceea, în Biserica Ortodoxă, o cinstim pe Maica Domnului cu o cântare fără de seamăn. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără sticăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Bucure-te, mireasă, pururea fecioară!